Maria și Ștefan au fost la un date, tocmai s-au întors în casa Mireasa. Cred că a fost un date în urma câștigării acelui concurs la care au participat când a fost la emisiunea Neața. Așadar, știu că Ștefan a câștigat atunci concursul acela cu scaunele muzicale și acum cei doi au ieșit din nou. Maria a venit, era foarte fericită, a îmbrăzișat o pe Antonia, erau acolo fetele în baie, se pregăteau pentru live. Nu știu, după cum este îmbrăcată Maria, respectiv cu un pantalon scurt, foarte scurt și cu o fustiță și mai scurtă, am impresia că au fost la tenis undeva. Oricum, era foarte entuziasmată, a intrat în baie, le-a povestit fetelor, mai apoi a fost și în bucătărie la mame, tot așa le povestea, dar pentru noi nu a fost deschis microfonul, o să vedem în live exact ce s-a întâmplat și unde au fost. Între timp, toate fetele se pregătesc, Laura îi făcea părul de ei cu ondulatorul, Adriana și Iuliana de asemenea se machează la ele în dormitor, am văzut-o pe Maria, a mers la ea în dormitor și a așezat acolo niște fotografii sau o ramă cu ceva fotografie. Probabil a mai primit niște fotografii noi din partea susținătorilor sau posibil un cadou din partea lui Ștefan. Nu știu, dar era foarte, foarte entuziasmată.